Și iubiți frați și surori, scurtul meu cuvânt din această zi importantă, când prăznuim sărbătoarea națională, îl intitulez așa: Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Ne smulgem pentru câteva momente din vacarmul ce ne înconjoară și medităm cu prilejul zilei naționale la virtuțile esențiale pe care ar trebui să le avem în suflet față de România. Cea mai mare virtute, cum afirmă și Sfântul Pavel, este dragostea. Omul postmodern, secularizat, poate că gândește așa: dragostea față de țară este desuietă. Noi afirmăm cu tărie că nu este așa. Nostalgic ne gândim la euforia ce i-a cuprins pe români la 1 decembrie 1918, când s-au adunat la Alba Iulia și și-au exprimat dorința de a se uni pe veci cu țara. România a devenit mare, a devenit frumoasă. Și în sufletul celor ce așteptau de multă vreme clipa aceasta, s-au născut sentimente greu de exprimat în scris. Le dă glas un dascăl de vocație care, după ce a participat la primul război mondial, la Marea Adunare de la Alba Iulia, hoinărea pe câmp și stătea de vorbă cu țara. Citez: eu văd că ești alta, eu văd că ești fericită, eu simt bucuria și noua ta viață. Te-aș mângâia ca pe un copil de-ar fi să trăiesc veacuri. Câmpiile tale, codrii tăi, apele tale, toate îmi vorbesc de negrăita ta fericire, patria mea. Nu ești pământ mort, nu ești vânt, nu ești apă, ești suflet care tremur de bucuria libertății. Însă și atunci, și cu mult mai mult astăzi, erau oameni în sufletul cărora n-aveau loc marile idealuri, pentru că ei erau preocupați de afacerile lor mercantile. Citez: tu știi cât am dorit să te văd așa cum ești acum, cu toate lanțurile sfărâmate, să strălucești de întreaga ta tinerețe și frumusețe. Credeam că-ți vor cădea la sfintele tale picioare adoratorii cu sutele de mii, să te vadă, să te admire, să te cunoască, să te iubească. Credeam că se va face o liniște de biserică de jur împrejur și tu vei fi altarul. Și iată, în jurul tău e larmă și alergare, oamenii se zbat după lucruri trecătoare și tu, veșnică frumusețe, veșnică avuție, ești dată uitării. Am încheiat citatul. Marele Eminescu, pe vremea căruia încă România nu devenise mare, îi face țării o urare vrednică de imitat: ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori. Viața în vecie, glorii, bucurie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Suntem în Catedrala din Cluj. Am oficiat Tedeumul Zilei Naționale și în rugăciunea solemnă pe care am înălțat-o, am exprimat un mare adevăr, și anume acela că noi nădăjduim să ne ajute Dumnezeu,
nu pentru faptele noastre, că suntem păcătoși și răi, ci pentru credința și dragostea nestrămutată a strămoșilor noștri către Dumnezeu, pe care noi îi avem mijlocitori înaintea Lui pentru țara și poporul din care ei au ieșit. Cu speranța că așa va fi, felicităm întreaga suflare românească cu prilejul zilei de 1 decembrie. Așteptăm cu drag jubileul de 100 de ani din 2018 și ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos, cu harul Său, cu dragostea lui Dumnezeu Tatăl și cu împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu noi cu toți. La mulți ani România, la mulți ani dragi frați români!